me chan, chan, chan. Bine v-am regăsit! Am descoperit că americanii nu sunt așa diferiți ca românii. Au votat cu Ion Iliescu și chiar sunt cu vreo 20 de ani în urma noastră când vine vorba de alegeri. La ei și președinții sunt mai bătrâni. Unii dau chiar semne de senilitate. Dar, hei, cine suntem noi să judecăm când am avut-o pe Dăncilă premier și mai și votăm analfabeți pe bandă rulantă în Parlament? Sunt Ana Maria Păcuraru și mergem la știri! Dacă s-a putut ajunge atât de departe încât o marionetă defectă să candideze și să conducă în exit polurile din SUA, îmi este sincer frică pentru ce ne poate aștepta pe noi. America numără în continuare voturi prezidențiale comitat cu comitat într-un pumn de state. Este un final palpitant al contabilizării voturilor în cele patru state, Georgia, Pennsylvania, Arizona și Nevada, care vor decide soarta alegerilor. Tendința îi este favorabilă lui Biden în primele două, lui Trump în ultimele două. Dubai oferă o nouă viză de lungă ședere pentru cei care lucrează de la distanță. Zumping este noua tendință născută în timpul pandemiei. Inventat de The Guardian, Zumping este o combinație dintre Dumping și Zoom, aplicația pe care toată lumea o folosește din luna martie. După cum veți înțelege, Zumping înseamnă a fi părăsit prin Zoom. Elegant sau nu, totul depinde de tine. Ungaria va primi vaccinul rusesc începând cu luna decembrie. Alegerile de anul acesta din SUA nu au fost așa diferite de cele din România anilor 2000, dar nici de cele locale de anul acesta. Vă explic imediat. Păi la votul popular e ca și cum americanii ar fi votat cu Iliescu în 2020. Cam asta înseamnă Biden la ei, un politician uns cu toate alifiile care a avut un singur obiectiv toată viața, să conducă America. Și la cum uită chestii, s-ar putea să uite cine este înainte de depunerea jurământului. Doamne ferește să nu se întâlnească prea curând cu regina Marii Britanii, că o să o îmbrățișeze sigur strigând Grandmother Taintors. Da, și spuneam că alegerile astea se aseamănă cu cele de la locale așa tare încât ai putea numi SUA Statele Unite Sectorul 1. Doar ce s-a terminat votarea și nu știm cine este președintele. În tabăra republicană se vorbește la unison de fraudarea alegerilor, deși până acum nu au apărut dovezi clare în acest sens. La fel se vorbește și în cea democrată. Ce să mai? Cel mai probabil și peste ocean vor curge contestațiile. Dacă Trump strânge voturile necesare de la elector pe ultima 100 de metri, Biden nu va suferi prea mult. Cel mai probabil deja nu mai știe la ce a candidat. Dacă va pierde Trump, atunci el mai are vreo lună de stat în biroul oval. E suficient să sune pe fira și află cum poți să-l ții pe alesul poporului la ușă doar să-i faci în ciudă. În caz de chiar câștigă Biden, rog și eu CIA-ul sau cine mai e pe acolo, pe lângă el. Știți butonul ăla roșu pe care scrie al treilea război mondial, că boom, bye, bye, North Korea, Terminator sau marea ciupercă în Europa? Puneți-i o siguranță, este doar o sugestie. Atenție! Un document fals circulă pe internet despre restricțiile care s-ar putea aplica de astăzi. Face precizarea că documentul intitulat Hotărârea CNSU numărul 52, care circulă în diferite medii, nu este un document care a fost adoptat în CNSU. La momentul adoptării unei hotărâri, aceasta va fi făcută publică ca de fiecare dată. Vă rugăm să nu popularizați documente atribuite CNSU, dar netransmis oficial pentru a nu induce în eroare populația cu privire la măsurile ce urmează a fi adoptate. Aveți grijă de voi până data viitoare și dați un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube Realitatea.net ca să nu pierdeți niciun episod Cea Cea Lytics.